Salutare, dragi prieteni, sunt Petru Usache. Astăzi vreau să vă vorbesc despre o imprimantă. Nu este o imprimantă oarecare, ci o imprimantă pentru evenimente. Este o imprimantă de la Mitsubishi, un CP90DW. Deci este o imprimantă care o poți închiria, poți să mergi cu ea la evenimente, faci fotografii de înaltă calitate, exact ca în laborator. Deci este destinată pentru laboratoare sau pentru evente, deci pentru anumite evenimente. Deci poți să pui acolo un rodul de hârtie în care o lași, deci închirie la client, se pot face fotografii direct de pe telefon, deci are o rețea a ei internă Wi-Fi, în care tu mergi, o lași la un eveniment, la o zi onomastică, la un botez, o nuntă, la o deschidere de restaurant, la un bar, la tot felul de activități în care tu poți să mergi, lași acolo imprimanta, câtă hârtie este, își face fiecare fotografii direct de pe telefon. Când s-a terminat hârtia, CP90 are un sistem propriu de Wi-Fi, respect la surorile mai mici, care sunt 70 și 80, care îți permite să faci fotografiile direct de pe telefon, tablete sau alte device-uri. CP90, respect la altele, poți să facă fotografii panoramice. Deci poți să faci 15 pe un metru. Dacă faci fotografii la un grup sau la un peisaj, deci poți să faci o fotografie cu o lățime de 15 și o lungime, decizi tu, de mărimea fotografiei. De-abia am cumpărat-o. Nu vreau să intru prea mult în detalii tehnice. Dacă vreți să știți mai multe despre această imprimantă, lăsați un comentariu aici jos și voi răspunde la toți. Hai să nu vă țin mult cu vorba și să vedem despre ce este vorba, că avem imprimanta chiar aici. Încă nu am deschis cutia, am vrut să fac acest video, când o deschid, să vedem împreună cum se prezintă acest produs. Ce avem aici? Un CD-ul de instalare de la Mitsubishi, Digital Color Print. Exact. Bun. O bucată de plastic, cred că este pentru, să vedem despre ce este vorba. Da, cred că aici vin fotografiile. Instrucțiunile. Așa. Nu știu la ce se folosește. După cum vedeți, este o bandă cu găurele în ea. Da. În partea dreapta mea am un cablu de alimentare. Încă un cablu de alimentare. Două cabluri de alimentare. E bun? Așa. Este sigilată. Am să încerc să o scot. De câte am văzut pe internet, are într-o parte sau în alta, are de prins de jos. Este o imprimantă destul de grea. Deci o să încerc să las cutia jos. Ok. Da, aici în cutie nu mai avem nimic, destul de simplu, este foarte bine sigilată. Ah, ce frumos este, stă cu fundul la voi. Da, stă cu spatele la voi, ia să o prezentăm, să vedem despre ce este vorba. Ok. Vedem cum este, apăsăm aici, da, se trage acest saltar în față, ops, să nu facem dândănăi din partea asta înaltă, asta merge în sus, ok, ops, s-a tras, super, aha, ok, aici vine hârtia. Exact, să vedem cum... Da, aici vine hârtie. Da, este foarte simplă. Cred că nu va avea probleme prea mult cu manualul de instrucțiuni. Acolo vine hârtia. Aici vine ribbonul.
Ok. Deci pare a fi super, super ușor de se pune rebună, se închide. Da. Aici vin fotografiile. Vedem un pic cum le și scoatem. Ops. Așa, exact. Caseta unde pot să pui fotografiile. Nu mai rețin câte fotografii face pe oră, din câte am înțeles 200 sau 400, o să mă uit mai exact. Are un buffer cât de cât consistent, dar asta voi vedea pe traseu. D80 și D70 au cam înălțimea asta. D90 este mai înaltă, are această parte în plus, dar în schimb are un procesor, este mult mai rapidă, alte culori și are mult mai multe opțiuni respect la precedentele versiuni. Bineînțeles, este mai scurtă, pentru că D80 și D90 sunt mai lungi. Aici are mufa pentru cablu USB, pentru partea de deasupra care vine Wi-Fi, este un sistem separat, cine vrea să o cumpere, bineînțeles. În spate are două ventilatoare, după cum se vede, și lateral la fel, are două, deci îi permite să lucreze mult mai rapid, să se răcească mult mai rapid. Da, și partea asta la fel. Cât de cât este greuță, dar se poate lua la evenimente fără nicio problemă. Este primul impact cu această imprimantă. Aș putea spune că pare a fi construită foarte, foarte bine respect la alte mărci. Să ținem cont că se vorbește totuși de un Mitsubishi. Maximul ca înălțime pe care poate să-l facă este 15, după care poți să faci fotografii panoramice, deci chiar și de 1 metru de lungime. Ok, vom vedea cum se punem hârtia. Aici. Aici avem hârtia, sunt două bobine de hârtie și două ribbon. La fiecare bobină de hârtie avem un ribbon. Când punem hârtia în imprimantă, va face 3 fotografii pentru a se alinia hârtia. Cu siguranță hârtia este în plus față de ribbon. Ribbonul este calculat pentru 430 de fotografii, dar hârtia este mult mai multă. Pentru că este calculat pentru aliniere sau dacă nu, că în fața la imprimantă este găurică, unde tu poți să apeși și vezi câte fotografii au fost făcute. În cazul în care tu trimiți un colaborator cu această imprimantă, tu vezi câte fotografii a vândut, câte fotografii a făcut. Bineînțeles, fotografiile nevândute se aduc acasă și se dă diferența. Vă sugerez de fiecare dată când schimbați ribbonul să schimbați și hârtia, pentru că hârtia va rămâne de fiecare dată în plus. Trebuie să țineți minte că ribbonul nu se vinde separat decât împreună cu hârtia. Și când schimbați ribbonul, schimbați și hârtia, pentru că ultimele fotografii sunt foarte strânse, deci vor fi toate semicerc. Nu are rost să țineți hârtia pentru că o veți folosi sau veți face alte chestii. Nu veți face nimic cu acea hârtie. Sugerimentul meu numărul 1 este de fiecare dată când schimbați ribbonul să schimbați și hârtia. Să deschidem hârtie. Da. După cum vă spuneam, deci sunt două bobini de hârtie separate, bineînțeles. Uitați aici. Așa. Un ribbon, două. Aici avem ribbonul, cutiuța, o strângem înapoi. Da, să desfacem ribbonul, să vedem. Este pentru prima dată care am contact cu așa ceva. Sper să nu greșesc nimica. Da, este la început. Care este sensul? Să vedem imediat. Da. Nu arată niciun sens aici. Nu. Asta e mai mare. Atunci vine aici. Așa. Și ăsta mai micuț vine aici.
Smart. Perfect. Are... are propriu... oh, ok. Deci face un click. Perfect. După cum ați văzut, nu este greu. Deloc. Așa, exact pentru că aici are de unde să-l ții. Și vine introdus în interior. Rezolvat. Băi, fraților, cât sunt de bravo. Aici lateral este pentru curent. Să punem cablu. Avem și un buton. Să o închidem sau să-i dăm drumul. Aici are două clămițe. Și în partea asta. Da, să scoatem polistirienul ăsta. O deschidem. Apăsăm aici. Vom pune hârtia. Hârtia spune de fiecare dată să meargă spre, cu partea în jos. Aici jos avem niște rulini. Ok. Deci punem hârtia. Nu este greu. Ok. De fiecare dată când punem hârtia, uităm ca partea asta de jos să meargă aici de sub. Ascultați puțin. Ați auzit? S-a auzit? I-auziți. Când auziți aceste bipuri, înseamnă că a ajuns acolo unde poate să tragă hârtia. Acum vom închide imprimanta. Vom închide la hârtie. Ok. Va face cele 3 tăieturi de hârtie pentru alinierea hârtiei. Măcar când am pus hârtia, nu a fost bine pusă. Va face 3 tăieturi de hârtie. 1. Hai, scoate-le afară. 2 și 3. Perfect. Ok. Cu aceste hârtii nu avem ce face. Le aruncăm. Simplu. Nu avem la ce să le folosim. Nu putem scrie pe ele. Nimic, absolut. Deci nu se poate face absolut nimic cu ele. După ce am pus hârtia, punem asta, prima sus, după care jos. Perfect. Aici vor veni fotografiile. În caz că nu dorim să vină fotografiile aici, sunt alte metode în care un săltăraș sau pentru a curge fotografiile mai în jos. În caz că folosiți o hârtie cu o lățime de 15, nu o să aveți nevoie de astea două. Deci eu o să folosesc în acest caz o hârtie de 15 și nu am nevoie de ele. Dar fotografiile, unde cad? Avem acest plastic care ne ajută să scoatem fotografiile în afară și să nu intre în acest altar. Deci, odată vom prinde plasticul aici. Are două clame, nu știu dacă se vede, în interior. Că dacă nu, iese, bineînțeles. Îl agățăm bine, după care pe lateral avem aici unde să îl băgăm odată și de a doua oară. Perfect, îl agățăm aici, în același. Exact. Și fotografiile vin aici. Vă voi arăta cum vin fotografiile în acest săltăraș aici. Deci nu este un săltar, este o bucată de plastic care ne ajută ca fotografiile să iese în afară aici. Sper că acest video să vă fie util. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like, să vă abonați, comentarii, share-uri. Știți voi mai bine ce aveți de făcut. Mâine am un eveniment la un restaurant și o bag de șampaniț. O bag la lucru. Pentru că este normal, de asta am cumpărat-o. Nu este o imprimantă care costă puțin. Este în jur de 1000 de euro, dar cu siguranță face toți banii. Vă mulțumesc de vizionare, sper că videoul meu a fost util. În caz că aveți nevoie de mai multe informații, voi veni cu un alt video sau dacă nu, voi răspunde la comentariile dumneavoastră. Nu rămâne decât să vă salut și să ne vedem la următorul video tutorial.